Din cauza că discuția mea cu Ovidiu s-a prelungit nepermis de mult, atunci când am discutat despre armata, perioada noastră în armată, la Steaua București, am ales să împărțim acel dialog în două părți. Așadar, după ce am discutat despre Buhalnița, am ajuns la momentul Revoluției Române din 1989. Da, mă rog, ce a fost, a fost. Dar nu s-a terminat acolo. Ne-am întors la începutul lui noiembrie. După ce am fost căliți, ne-am spălat pe cap, ne-am spălat pe tot corpul cu apă rece dintr-un lac de munte la sfârșitul lunii octombrie. Eram căliți. Am descoperit bunătatea oamenilor din acea zonă. Am făcut o cură de mere. Am realizat că, de fapt, dacă am trecut și prin așa ceva, putem trece prin orice. Și am ajuns înapoi la București, luna noiembrie. O lună înainte de Revoluție. Aveam un statut mai privilegiat, dacă aș putea să spun, Barjocura nu mai era chiar la ea acasă, pentru că eram niște veterani, urma să terminăm armata în circa două luni. Eram un pic mai degajați, dar tot nu ne puteam pregăti, tot nu ne puteam antrena, tot nu puteam ieși de pe poarta unității. Fără să fiu răutăcios, cred că făcea parte din acel scenariu. Hai să vedem după ce se termină sezonul, cât de mult vă putem distruge ca în anul următor să nu reprezentați o concurență pentru noi, Clubul Steaua. E posibil, e posibil da, așa ceva. Da, da. Este o teorie pe care, ți-am spus, nu sunt în totalitate convins, dar sunt total de acord cu tine că poate să existe ca teorie. Tu ai punctul de vedere al celui care a continuat să facă sport și eu am continuat după armată, dar nu atât de mulți ani și la nivel atât de ridicat la care ai făcut-o tu. Dar, repet, tu ai o perspectivă, tu ai un punct de vedere pe care îl respect și care este justificat cu foarte multe date și foarte multe întâmplări. Eu cred că parțial Clubul Steaua avea această atitudine. Deci nu era în totalitate... această viziune, hai să-i distrugem ca să nu concureze contra noastră. Dar da, e un punct valid. Bine, chiar dacă ne aflăm la două săptămâni de terminare armatei, răutățile la adresa unora dintre noi nu se opriseră acolo. Uh-huh. Atât tu, cât și Șerban Aurelian și Mircea Cazan, ați fost transferați la Sibiu. Uh-huh. De aici te las pe tine să continui. Bine, cred că nici tu nu știi acest detaliu. Deci, iarăși, pentru că eu fusesem component al lotului național, exista această înțelegere între Clubul Steaua și Clubul din Pitești, CSM Pitești, și Federația Română de Atletism, ca eu să am scoatere din armată și să plec acasă, să mă pregătesc până la sfârșitul armatei acasă. Iar am avut surpriza cu câteva zile înainte de a pleca, de a fi transferat la Sibiu, unul dintre colegii noștri de atunci, Marius Languris, alergătorul obstacole, să-mi spună că lucrurile sunt diferite. El avea date, el avea informații că, de fapt, eu trebuia să plec la Sibiu. Eu eram foarte relaxat. Nu, eu plec acasă. Eu n-am... Deja suportasem, cum să spun, experiența Buhalnița. Gândul meu era în ce pregătirea pentru noul an competițional, merg acasă și îmi văd de treaba mea. Chiar dacă, vezi, acum uitându-mă retrospectiv și știind că a urmat Revoluția, cu siguranță că aș fi fost rechemat în armată, chiar dacă asta s-ar fi întâmplat, aș fi plecat acasă. Dar surpriza de a pleca la Sibiu, iarăși o modalitate de a te toca mărunt, de a te lovi la gleznă, exact glezna la care te doare. A fost așa o surpriză. Distruge spiritul, exact ceea ce spuneam. Exact. Și da, am ajuns la Sibiu împreună, cum spuneai, cu Mircea, cu Aurelian și cu Șerban. Și acolo am încercat să continuăm pregătirea.
exista, într-adevăr, puteam să plecăm pentru că eram veteran în armată, trebuia să plecăm acasă, eram la foarte puține luni înainte de a pleca acasă. Programul nostru era mai lejer, dar da, a venit revoluția. Și aici, iarăși, e o etapă importantă. Sunt puțini care știu, care realizează că noi suntem generația care la acel moment eram militari în termen. Eram în unitățile militare. Tu ai fost în Steaua, unde au fost victime. Eu am fost în Sibiu, în unitatea 15-12, era școala de ofițeri, chiar în centrul Sibiului, vis-a-vis de poliția Sibiu. Unde, într-adevăr, și acolo au fost victime, exact. A fost acea istorie cu prizonierii ținuți în bazin, unde am intrat și am făcut gardă. Am dus prizonieri care erau legați cu sfoară, ofițerii de grad înalt în miliția Sibiu, care îi duceam la WC-ul și aveam cartuși pe țeavă. Și le spuneam că dacă încearcă să facă vreo surpriză, să te atace, să te lovească sau să fugă, puteau să sară pe... Erau desculți, era luna decembrie, erau desculți, ținuți în frig acolo, nu era căldură, în bazinul olimpic. Exista... Deci eu le-am spus, eu știu ce le-am spus eu, nu știu ce le-au spus alții, eu le-am spus că pot trage un foc de avertisment, după care tragi foc în plin. Pentru că era stare de necesitate. Era practic situație de război atunci. Iar acei oameni, da, au suferit. Au fost foarte multe lucruri care nu s-au spus. Surpriza mea a fost ca asta puțin afară din discuția despre revoluție. Dar când am ajuns în Sibiu și am intrat în acea clădire cu bazinul olimpic, eu am avut marea surpriză să realizez ce bază sportivă exista chiar în centrul Sibiului, despre care nu știa nimeni. Deci era un bazin de dimensiuni olimpice, chiar în centrul Sibiului, în interiorul școlii militare. Și da, ulterior, așa cum noi am mai discutat în discuțiile noastre anterioare, am văzut victimele, am călcat peste cadavre, bălți de sânge. Știu ce s-a întâmplat acolo. A existat un șoc. Nu știu dacă la tine a fost la fel, dar aici aș vrea să povestești tu ce ai simțit când ai auzit gloanțele și urând pe la ureche, pentru că același lucru mi s-a întâmplat și mie. Totul devine foarte real. Adică nu mai există așa viața de armată sau chiar viitorul se comprimă. Noi vorbim aici de gânduri pe care le aveam să ne întoarcem acasă, să ne continuăm carierele sportive, relații cu antrenori și așa mai departe. Aveai planurile tale individuale ca sportiv. Ei bine, la acel moment, când gloanțele șuieră și se înfig pe perete deasupra capului tău, lucrurile se schimbă. Viitorul dispare. Și da, a fost... Scuze. Da. Și a fost o săptămână foarte interesantă, aș spune eu, unde am trecut de la agonie la extaz și înapoi la agonie și din nou la extaz, până când a venit momentul liberării și noi am fost, cred că, primul grup de militari care am plecat acasă din unitatea militară. Dar hai să discutăm, pentru că aici suntem și discutăm pe marginea cărții tale. Hai să discutăm despre experiența ta în București. Mă întorsesem de la Brașov, încă nu schimbasem unitatea în hainele militare și brusc am primit alarmă. Am zis, wow, acum chiar că le fac pe toate. Alarmă n-am avut de genul ăsta, am primit armament, am fost echipați, iar la un moment dat plutonierul ajutant ne-a spus, băieți, asta nu este o glumă, e chiar alarmă care se cheamă Radu cel Frumos, am primit muniție de luptă, deoarece un pop la Timișoara protestează și încearcă să-l dea jos pe Ceaușescu. Zis, wow, chiar se întâmplă așa ceva? Da, sunt chiar victime la Timișoara. Nu venea să cred. Aș fi vrut să ascult Radio Europa Liberă, aș fi vrut să aflu cât mai multe amănunte, dar nu aveam de unde, nu aveam cum. Ei bine, am făcut gardă, programul dat peste cap, n-am dormit,
până în data de 20 decembrie, când Ceaușescu a avut un discurs la televizor revenind din Iran și a spus că a doua zi va fi o mare adunare populară în București, unde vom condamna actele huliganice de la Timișoara. Am o întrebare. Te întrerup puțin. Am o întrebare. Tu chiar ai văzut aceste intervenții televizate? Aceste... Da, le-am văzut pentru că erau obligatorii oarecum. Era obligatoriu să vedem atât discursul Ceaușescu din acea seară, cât și discursul de la Marea Adunare Populară din data de 21 decembrie. Da. Pentru că în Sibiu nu a fost obligatoriu. În Sibiu, repet, noi aveam un statut, trebuia să plecăm acasă și ieșeam dimineața la antrenament. Deci fără niciun fel, acolo într-adevăr nu aveai niciun fel de obstacol. Deci nu se mai discuta să fii trimis să dai cu mătura sau să curezi cartofi sau să... Nu mai era cazul de așa ceva. Erau alți militari care veniseră, erau noi și veniseră și făceau aceste munci, dar și veneam seara. Deci practic petreceam foarte mult timp în oraș, nu aveai unde să te odihnești. Erai ori dacă te mergeai la antrenament, dar între antrenamente mâncai unde te descurcai. Te odihneai în parc, pe bancă, pentru că evitai să te întorci în unitatea militară, pentru că dacă ai fi ajuns în unitatea militară, nu te puteai băga în pat, nu puteai să faci nimic să te odihnești. Participai exact. Din nou la mai multe munci. Exact, exact. Te vedea cineva și te întreba ce e cu tine, ce cauți în haine civile, trebuie să mergi la muncă. Bun, continuă, te rog, îmi spuneai de Ceaușescu la televizor. Da. În clipa în care a ținut acea mare adunare populară pe data de 21 decembrie, absolut toți militarii în termeni au murit la televizor ceea ce se întâmpla. Ei bine, la un moment dat când s-a întrerupt emisiunea, Ceaușescu a strigat, nu plecați, stați aici, ne-am dat seama că de fapt se întâmplă, se petrece și în București. Am fost atât de fericit, la pol opus fiind comandantul unității, șeful de stat major, care au dispărut rapid și s-au îndreptat pe telefoane. Ei bine, a urmat o noapte nedormită, iar în dimineața zilei de 22 decembrie, prietena unui coleg de-al meu a venit plângând la poarta unității și ne-a spus că voi știți ce s-a întâmplat, s-a tras în mulțime la Intercontinental, acum sunt coloane de muncitori care se îndreaptă spre sediul Comitetului Central. E ceva de nedescris, ceva la care nu ne-am imaginat vreodată. Ei bine, o oră mai târziu, la televiziunea liberă de atunci, a fost un învins, a apărut Mircea Dinescu, Caramitru. A fost o veselie generală, a fost ceva de nedescris. Parcă nu-mi venea să cred. A fost ceva la care visasem atâția și atâția ani și într-adevăr se întâmplase. Ei bine, entuziasmul ăsta a durat până pe la ora 7-8 seara. Întuneric afară și absolut din senin. În fața noastră era cimitirul Ghencea. Din cimitirul Ghencea a început o rafală asupra noastră și asupra unității 1210 care era situată în spatele nostru. Ei, acest schimb de focuri între 1210, noi și cimitirul Ghencea a existat cam toată noaptea. Pe la ora 9 seara am auzit să vină salvarea cât mai repede. Cineva sărise gardul. Într-un schimb de focuri, Radu Durba, fostul mare ruibist, a decedat, a fost luat cu salvare, am plecat. A fost un șoc, practic, pentru noi. Wow! Revoluția, a picat Ceaușescu, dar acum se trage, ce se întâmplă? Venea numai trasoarele. Trasoare fiind acele gloanțe care lăsau urmă luminoasă. Venea numai trasoare deasupra noastră, numai cum merg în ambele direcții. Vedeam, într-adevăr, flăcări din cimitir. Se trăgea de la gardul cimitirului, între noi și era doar calea plernă între noi și cimitirul Ghencea. E bine, a doua zi dimineață, unul din capitanii din cadrul clubului a venit la noi. Unitatea noastră era alcătuită din sporturi de individuale și a zis în ordine alfabetică atletismul și boxul să mă urmeze toți, mergem în cimitir, am văzut teroriștii. Am fost vreo 10, dacă nu mă înșel, l-am urmat. Am înconjurat o capelă și am început să strigăm, ieșiți, sunteți înconjurați, n-aveți nicio șansă. Ei bine, după câteva secunde, o rafală asupra noastră s-a năcusit de gloanțe. Nu știam de unde se trage la un moment dat, ne-am adăpostit în spatele crucilor de marmură. Auzeam inclusiv cum sar bucăți din ciupituri din acea marmură. O rafală care a durat undeva între 30 de secunde și un minut.
După care s-a liniștit, nu știam cine a tras, nu știam de unde a tras. Ne-a retras pe unitate și pe calea plenei a început din nou o altă rafală. Unul dintre colegii noștri a fost rănit, împușcat în picior, am ajuns în unitate și aceea a fost singura incursiune care am avut-o pe timpul Revoluției în afara unității. Ce a urmat? Gardă, nopți nedormite, adormeam inclusiv în tranșele care le făcusem sub zgomotul gloanțelor, 23-24. A fost o iarnă deosebit de caldă, nu aveam probleme legate de temperatură. Până de Crăciun, după Crăciun s-a liniștit absolut tot și am reintrat, să zic așa, normal. Am o întrebare. În timpul Revoluției, când viețile tuturor celor care erau în unitățile militare, militarilor în termen, erau în pericol, mai mult sau mai puțin în pericol, tu ai auzit de vreun antrenor din Clubul Steaua care, îngrijorat fiind, să fi încercat să contacteze militari în termen, să-i întrebe dacă erau în regulă, dacă li se întâmplase ceva? Ce a făcut Petre Lupan? Tu știi ce a făcut Petre Lupan în timpul Revoluției? A venit, a pus întrebări, ai auzit în zilele următoare dacă Petre Lupan a dat telefon să întrebând ce fac sportivii ăia, atleții ăia din Clubul Steaua? Mai sunt în viață, mai trăiesc, mai mănâncă, mai respiră, mai dorm, ce fac ăia? Sunt curați? Și care e viața lor? Cu Lupan nu mai exista comunicare de cel puțin 4 luni. Clar că nu s-a întâmplat nimic. În schimb, comandantul unității noastre, fost hocheist, sufletist de altfel, da, ne întreba de câte ori stăteam în șantier și făceam garde, băieți, aveți grijă să nu adormiți, sunteți ok, vă trebuie ceva, încercați să nu adormiți, ne șoptea din spatele clădirii. Cei care erau lângă noi, într-adevăr, erau sufletiți și ne vroiau binele. Cei care făceau parte din area sportului erau invizibili, nu mai exista. Tu înțelegi ce spun? Tu ești antrenor la rândul tău, coach Ovi. Dacă ai fi pus în aceeași situație, dacă tu ai luat locul unui antrenor în acel moment, nu ți se pare normal că un antrenor ar trebui să dea telefon sau să caute să comunice cu sportivii care sunt ai lui, practic, și să îi întrebe dacă sunt în viață, dacă nu li s-a întâmplat ceva, dacă le trebuie ceva? Adică există o relație, nu poți să... Vezi, comunismul într-adevăr era dur. Deci nu vreau să neg chestia asta, că existau niște relații mult mai reci între oameni. Dar în clipa în care, și tu știi treaba asta, și eu știu treaba asta, toți care au făcut sport știu că între antrenor și sportiv este mai mult decât o relație rece, pur profesională. Sportivul trebuie să aibă încredere în antrenor, antrenorul trebuie să aibă încredere în sportiv. De multe ori sportivul știe foarte multe despre antrenor, despre cine este, ce face, cât poate antrenorul și invers. Dar în această relație sportiv-antrenor, antrenorul este adultul. Antrenorul este cel care este în control permanent. Sportivul urmează indicațiile antrenorului. El este dirijorul, el este în charge. Exact. Și depășind acest, într-adevăr, detaliu important al discuției noastre, că la vremea respectivă și tu și eu eram militari în termen. Eu nu mai eram la Steaua, deci eu eram în altă parte. Și nu s-a întâmplat, într-adevăr, antrenorul de acolo, care a avut decența să fie sigur că vom ieși la antrenamente, e adevărat, nu a dat niciun telefon, nu s-a interesat, dar eu n-am avut niciun fel de contact direct cu acel antrenor din Sibiu, de la școala militară, era garnizoana Sibiu, dar tu ai rămas în Steaua. Sportiv al lui Petre Lupan. Pe hârtie cel puțin era Petre Lupan. El era răspunzător de sportivii militari în termen. Dacă tu ai fi în acea poziție, tu ai procedat la fel? Bineînțeles că nu. Mă uit în ziua de astăzi. Am generații cu care am început acum 15 ani. Țin legătura cu fetele respectivă. Acum sunt mămici, am fost la nunți, am fost... practic nu există acea necomunicare. Cu atât mai mult în cadrul Clubului Steaua ar fi trebuit să existe, știu eu, o urmă de umanitate. Venisem acolo pentru acel om, pentru acel club, sperând că vom face mare performanță. Bineînțeles că n-a existat nimic, iar toate aceste lucruri n-au făcut altceva
eu am fost un caz fericit. N-am făcut altceva decât să mă facă să doresc și mai mult să revin. Eram la pământ din toate punctele de vedere. Nu alergasem de 5 luni. Cu kilograme în plus. Cu moralul extrem de zdruncinat. Cu spiritul sfărâmat. La pământ, dacă pot spune, din toate punctele de vedere, fără perspectivă și colac peste pupăză. Când m-am dus la clubul din Brașov, vicepreședinte de atunci, care nu avea nicio treabă cu legată de atletism, nu știa atletism absolut deloc, mi-a spus, îmi pare rău, am auzit că ai avut un an mai puțin reușit la Steaua, noi nu putem să-ți dăm scoate din producție, eventual te putem angaja, dar trebuie să lucrezi și dacă cumva confirmi, atunci îți vom da scoate din producție. Mi-a spus voalat că sunt un sportiv ratat și terminat. Și aveam doar 19 ani și 5 luni. A fost o altă lovitură, o armată grea, faptul că nu puteam să mă reintegrez în orașul natal. Aici tu atingi un punct foarte important. Trecem la o etapă următoare. Știu că e foarte, foarte important să dăm detalii și despre această fază. Ce vreau să te întreb însă și ce vreau iarăși să spunem publicului din România, ca să înțeleagă foarte clar. Aici, în afara României, în vestul Europei și în Statele Unite, oamenii care lucrează cu un sportiv, foști antrenori, profesori, continuă să țină legătura cu acel sportiv. Face parte dintr-o relație interumană dintre un dascăl și elevii săi de a păstra legătura, de a comunica, de a ști unul despre celălalt, cum se simte, ce face familia, dacă viața merge bine, dacă nu merge bine. Ei bine, în România, la acea vreme, acest lucru, și astăzi cred, acest lucru nu exista și nu există așa cum se întâmplă. Este, de fapt, aici este opusul a ceea ce era atunci în România. Din punctul meu de vedere, am întâlnit foarte mulți oameni, n-am fost antrenor, dar tu ești antrenor și asta spui, cu alte cuvinte, că ții legătura cu sportivii tăi de foarte mulți ani. În România, antrenorii care erau, mai ales la acest nivel, la cluburile militare, tratau sportivii care erau oameni cu care ei lucrau ca pe simple obiecte. Ceea ce este exact opusul a ceea ce se întâmplă aici. Aici ești tratat ca un om și oamenii, adulții care sunt în jurul sportivilor, indiferent că fac parte din administrația școlilor, din conducerea școlilor, din management, acei oameni au grijă în permanență ca acei sportivi să aibă condițiile de care au nevoie ca să performeze pe măsura abilităților lor. Corect. Ceea ce în România nu se întâmpla. Dimpotrivă, treceai, cum să spun, pe la un club, Steaua București, Dinamo București, alte cluburi care, mă rog, lucrau cu seniori. Există mai puține cluburi pentru că, repet, condiția seniorilor era diferită, dar acei oameni implicați, acei oameni care conduceau, care mare parte din ei au rămas la conducere. De asta spuneam, în clubul Steaua, Lupan nu a dispărut imediat după armată, după Revoluție. Lupan a continuat să fie antrenor în clubul Steaua. Oamenii care conduceau la vremea respectivă, și am să-i numesc aici, Iolanda Balaș-Söter și Carol Corbu, care conduceau înainte de Revoluție clubul Steaua, secția de atletism, au rămas conducători ai secției de atletism în clubul Steaua. Și ulterior au ajuns să conducă probabil chiar și în clubul Steaua, să aibă diferite alte funcții. Acei oameni, în momentul în care tu încetai să mai fii sportiv al clubului Steaua, nu mai aveau nimic de a face cu tine. Da. Foarte adevărat, dar dacă doamna Iolanda nu era, știu eu, foarte apropiată și la curent cu ceea ce se întâmplă cu cei care erau militari în termen, în schimb Carol Corbu era. Carol Corbu știa tot ceea ce se întâmplă. Dar atâta timp cât rezultate nu erau de partea ta, devenea invizibil pentru el. Și dacă rezultatele erau de partea ta, vrei să poate la o emisiune ulterioară, nu știu dacă se uită astăzi la noi, putem discuta cu Dan Dănescu, sportiv care, cu Roșu Constantin, cu
Gheorghe Tomoiagă, colegi de-ai noștri care au avut, exact, care au fost angajați în clubul Steaua și care ulterior, a căror experiență ulterior a lăsat de dorit, le-au lăsat un gust amar. Nu vreau să vorbesc în numele lor, dar totuși vezi, unii treceau și plecau, sportivi în termen, unii veneau și rămâneau. Am numit trei foști sportivi, mari sportivi, de mare performanță la nivel național și balcanic, cred, conform rezultatelor, dar care ulterior au ajuns să părăsească clubul Steaua dezamăgiți. Deci era o problemă funcțională, o problemă de sistem, care, din păcate, și aici vreau să ajung la prezent, care, din păcate, pentru că publicul nu o percepe ca o problemă de sistem, a rămas în sistemul din România. Eu n-am auzit ca respectul, eu n-aud sportivi din România, din păcate, care să iasă să spună: da, eu păstrez legătura cu antrenorul meu din copilărie, care mă sună frecvent și mă întreabă, și cu antrenorul meu din la clubul nu știu care și de la clubul nu știu care. Deci nu există această, chiar dacă românii spun între ei că ei sunt foarte sociabili, că ei sunt foarte primitori, că ei sunt, au această deschidere între ei. Realitatea de fapt spune altfel. Realitatea este alta, organică. Aici mă refer la ce este în spatele aparențelor pe care le vede toată lumea pe stradă sau, mă rog, la televizor sau se aud la radio sau sunt publicate pe website-uri sau în presa scrisă. Și asta este grav. Dacă românii nu vor accepta adevărul, atâta timp cât nu poți recunoaște o problemă pe care o ai, nu o poți rezolva, acea problemă, și o vei duce cu tine în spate multă vreme, până la sfârșit, poate. Da, lipsa de umanitate de care au dat dovadă toți cei de menționați de tine, da, a dus, din păcate, și spre dispariția sportului de performanță, care până atunci fusese alimentat de militari în termeni, de cei care urmau să rămână în continuare pentru o viață mai bună la Steaua. Ei bine, toate acestea s-au năruit. În ziua de astăzi, probabil că s-au reașezat, au găsit alte metode, nu mai e aceeași conducere, nu mai sunt aceeași idealuri, să zic așa. Cât despre antrenori, dacă mai țin sau nu legătura, ține legătura cu Carol Șanta, cel cu care, într-adevăr, am avut rezultatele cele mai bune în cariera mea de sportiv. Și acum, după 20 de ani, mai țin legătura. Bine, dar voi nu mai sunteți pe teritoriul românesc. Adică, într-un fel, dintr-un motiv sau altul, cum să spun, individual vorbind, și tu și eu și Carol Șanta și mulți alți sportivi despre care, Ovidiu, avem tot timpul de lume să vorbim, să facem video aici pe YouTube și să spunem publicului, pentru că asta am spus, vreau să spun adevărul, vreau ca lumea să știe detaliile astea despre care nu știu foarte mulți. Acești oameni au decis să se rupă de grup, de grupul care are acea problemă, pentru că au sesizat că acea problemă există. Nimeni nu vrea să vorbească despre acea problemă, să pună cărțile pe masă și să încerce să rezolve acele probleme. Toată lumea se întreabă: vai, dar de ce nu mai avem sport? Vai, dar ce trebuie să facem? Vai, dar ce s-a întâmplat? Vai! Dar în realitate problema există, nimeni nu vorbește de ea. Nu există acea umanitate și multe alte probleme. Dar baza... trebuie să plece de aici. Exact. Dar baza, cum să spun, este fundamental putrezită. Și dacă publicul de limbă română, pentru că noi avem public de limbă română aici la aceste videouri, nu înțelege acest adevăr, va continua să trăiască aceleași probleme. Cum să spun, din nou și din nou, americanii spun over and over and over and over and over again, deci se vor învârti în cerc. Continuând să se întrebe, dispărând încet încet, adică sportul va dispare încet încet, sau orice vor face ei cu aceleași probleme, pentru că asta este o problemă fundamentală, nu numai în sport, omenia generală. Hai să ne tratăm ca oameni, să ne tratăm ca animali, să fim și mecheri între noi, să ne descurcăm individual. Dacă ei nu realizează această problemă, vor avea de suferit și totul va merge în jos. Adică, mă rog, sportul, atletismul va dispare, boxul va dispare, cred că și dispărut. Sportul și individuale, da. Exact. Fotbalul va dispare, care toată lumea spune că, mă rog, încă supraviețuiește, dar supraviețuiește aparent, iarăși, sunt foarte multe probleme și acolo.
și multe alte lucruri. Industria va dispare, economia va dispare și iarăși sunt lucruri care oamenii trebuie să, ei trebuie să înțeleagă unde greșesc și nu le spune nimeni treaba asta. Care este problema? Realitatea este că noi de aici din afară, funcționând în alte culturi, părerea mea și cu asta vreau să închei ceea ce spun, funcționând în alte culturi am înțeles de fapt diferențele dintre culturile care funcționează foarte bine și care au succes și care, cum să spun, turează motoarele în plin pe baza unor valori generale și culturile care nu funcționează, care au probleme, care vor să se repare, dar nu știu cum. Aici e vorba de experiență, e vorba de valori, de cultură, de foarte multe detalii, dar omenia stă la bază. Adică aici vorbim numai de oameni, de grupuri de oameni, restul nu contează. Nu contează dacă ai mașini scumpe, dacă ai case scumpe, dacă ai pantofi scumpi, dacă ai aur, dacă ai te mergi în excursii, nu știu unde. Nu, asta este egal cu zero. Este vorba de omenie. Corect, foarte bine spus. Ovidiu, îți mulțumesc că îmi dai voie să vorbesc când, de fapt, discuția noastră despre carte. Publicul, cei care ne urmăresc, cred că vor avea surpriză încet, încet. Eu n-aș vrea să vorbesc mai mult decât tine. Este coach Ovi, actorul principal, dar evident că voi interveni. Este și experiența mea jurnalistică pe care o am în spate. Ce vreau să încheiem partea asta de armată? Ți-ai mai adus aminte ceva de care vrei să, vreun amănunt care trebuie menționat? Ok, te rog. 3 săptămâni înainte de Revoluție eram în unitate. Anis peste noapte. Universitatea Craiova a făcut deplasarea la București să joace cu Steaua pe stadionul Ghencea. Meciul urma să se desfășoare foarte devreme, pe la ora 11 sau 12. Ei bine, am fost cu toții scoși să dăm zăpadă pe stadion. Împrelate, la lopată. Am muncit extraordinar de mult timp, de 3 ore, după care am fost lăsat să vizionăm meciul. Eram atât de revoltat, atât de tratamentul care ni-l aplicau, încât m-a rugat mult de tot să câștige Universitatea Craiova. Orice mi-aduc aminte, Hagi parcă a deschis scorul la 1-0 cu un sfert de oră înainte de finalul meciului. Balint a ratat un penalti, iar Universitatea Craiova a întors scorul în ultimele 7-8 minute prin 2 șuturi de la distanță și au câștigat. A fost unul dintre momentele interesante, așa să zic. Da, îmi aduce aminte de momentele în care vorbeam de muncile din unitatea militară. Da, în momentele în care după meciurile echipei Steaua, câțiva atleți, câțiva sportivi din clubul Steaua mergeau să măture tribunele care erau, mă rog, pline de mizerii, de semințe. Exact, coși de semințe și așa mai departe. Deci dacă lumea este interesată să afle cine erau acei militari care curățau stadionul după meci, ei erau foști, actuali la vremea respectivă sau viitori, campioni naționali, campioni olimpici, campioni balcanici, campioni mondiali, de juniori, deci nu vorbim aici de seniori, pentru că acolo aveai 18-19 ani în armată. Da, erau sportivi de elită ai României, pe care clubul Steaua, în loc să-i lase să se antreneze, să aibă continuitate și să poată să reprezinte țara la vremea respectivă, care era valoarea supremă și care a rămas valoarea supremă pentru sportivii și pentru poporul român, pentru sportivii din România, clubul Steaua alegea să-i trimite să măture tribunele. Deci asta era, dacă vrei, este încă o dovadă a faptului că realitatea cruntă din teren era total diferită de propagandă, de ceea ce se vindea publicului din România și ceea ce crede încă publicul din România, că Steaua sau Dinamo erau acele locuri unde câinii umblau cu coplici în coadă. Foarte bine punctat. Ovidiu, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vom continua aceste discuții. Avem multe alte episoade despre cariera ta. Acum eu trebuie să înfrec palmele de plăcere, pentru că până acum tu mai ai continuat să mă lauzi, că ai pierdut în fața mea, că te-am întrecut la o fracțiune de secundă și așa mai departe, ceea ce este adevărat, dar nu era despre mine. Eu îmi cunosc locul, da, a fost frumos, dar acum totul va deveni, cum să spun, mult mai frumos, pentru că
Ne vom muta discuția în episoadele următoare la cariera ta, care a fost una extraordinară din punctul meu. Te felicit pentru cariera ta. Mulțumesc. Și ai avut foarte multe rezultate de succes și am să te rog să ne povestești despre cariera ta și despre, pe final, despre viața ta în Statele Unite. Nu uita, au trecut 32 de ani de când am fost, de când am făcut armata împreună la Steaua. Și, practic, a rămas ceva bun din așa ceva. Ne leagă o prietenie de o viață. Îți mulțumesc, Ovidiu, Ovidiu, îți mulțumesc, da. Îți mulțumesc și eu și ne vedem la episodul următor. Vă salutăm. Numai bine.